Cu bine, domnule Nino Nino! Domnule Mister Poveste, da. Nimeni nu împarte cașcavalul fără mine. Oh, n-a știut asta. Data viitoare să ți trec cap. Da? Da. Oh, a venit toamna. Da, nu-mi place toamna. Nu vă place toamna? Nu, copii, nu. Aveți grijă de... Sunt cu ochii pe tine. Mie nu-mi place toamna. Am plecat? Și păsările se înțeleg între ele? Eu știu glasul păsărilor, nu mă credeți? O rândunică dă pe față puiilor. Nu ieșiți din cui. O privighetoare își plânge dragostea ei. A început să plouă. Oameni de umbreluță. Cerul cu pâcle grele parcă stă să-mi cadă în cap, iar mă udă până la piele ploaia rece și subțire. Am așa o presimțire că din asta nu mai scap. Aș vrea să stau un timp pe ploaia, aș vrea să stau un timp pe vânturi, aș vrea ca norii să dispară, să învergească întreg pământul. Aș vrea cerul cu suple grele parcă stă să-mi cadă-n cap, iar mă udă până la piele ploaia rece și subțire. Am așa o presimțire dar m-am luat cu vorba și am uitat de poveste, poveste de toamnă. De mult, când oamenii erau puțini și poamele și mai puține, veverița a dat peste un copac cu fructul tare, dar miezul dulce și gustos. Peste ce a dat? Peste un alun. Și pentru că i-au plăcut alunele, veverița prevăzătoare și-a umplut scorbura de cu toamnă ca să aibă ce mânca la... Când veți vedea ce s-a întâmplat? Tot adun, o să-mi ajungă toată iarna. Au, au! Dar ce-i asta? M-am zgâriat la picior. Dar cu ce? Cu ce? Cu coajul de alune. Dar de unde? N-am mâncat niciuna. Ia să văd. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 15, 16, 16, un sfert din alune mâncate!